Suntem în proces de colectare semnăturilor și chiar dacă am colectat numărul necesar de semnături, folosim această perioadă pentru a mai discuta cu oamenii înainte ca să depunem actele și să ne înregistrăm în calitate de candidat. Ce vă determină să luați o astfel de decizie să candidați din nou pentru a doua oară la președinția Republicii Moldova? În primul rând că vrem să scăpăm țara de sistemul mafiot, de hoți, de politicieni mincinoși care își bat joc de cetățenii Republicii Moldova și, evident, din momentul în care ajungem să curățăm clasa politică, să aducem în fruntea țării oameni corecți, onești, să începem să rezolvăm problemele cetățenilor, pentru că sunt foarte multe. De data aceasta lucrurile stau un pic diferit. Fostul dumneavoastră aliat, Andrei Năstase, va candida, va fi contracandidatul dumneavoastră, va fi rivalul dumneavoastră în aceste alegeri. Va fi mai greu? Va fi dificil? Va splita voturile? Va fura din voturile dumneavoastră? Alegerile sunt din două tururi. În turul întâi avem mai mulți candidați pe segmentul pro-european. Noi o să facem o campanie corectă. Singurul nostru oponent în aceste alegeri este Igor Dodon. Și eu cred că în turul 2, candidatul care ajunge în turul 2 de pe segmentul pro-european, va reuși să unească toate forțele pro-europene și să mobilizeze toată lumea la vot, așa încât să câștigăm aceste alegeri. Să înțeleg că există un agrement deja între dumneavoastră și domnul Năstase ca în turul 2 să vă dați mâinile? Noi am spus acest lucru de fiecare dată, că o să-l sprijinim pe domnul Năstase dacă ajunge în turul 2 și din câte am văzut acum câteva zile și domnul Năstase a spus același lucru, că mă va sprijini dacă ajung eu în turul 2. Spuneți dumneavoastră că Republica Moldova trebuie scăpată de hoți. Principala problemă este corupția în Republica Moldova sau poate sărăcia? Sărăcia este problema pe care o resimt toți cetățenii, dar cauza principală a sărăciei este corupția. Să ne amintim că în Republica Moldova, în ultimii ani, auzim la televizor și citim în presă despre fraude de miliarde de lei, despre frauda bancară știe toată lumea, despre fraude de miliarde de lei de la întreprinderile statului și de la alte organizații de stat citim în fiecare zi. Corupția la nivel de stat sărăcește oamenii, corupția îi aduce pe oameni în pragul disperării și suntem într-o situație în care foarte mulți cetățeni ai Republicii Moldova nu mai cred în statul Republica Moldova. Și ca să le redăm oamenilor bunăstarea și perspectiva să-și dezvolte afacerea aici acasă, să își găsească loc de muncă aici acasă, trebuie să începem de la combaterea corupției mari. Concret, cum ați putea proceda? Pentru că instituțiile statului sunt împărțite. Există guvern, parlament, justiție. V-ați gândit la câțiva pași pe care trebuie să-i faceți, să-i parcurgeți pentru ca aceste lucruri să se întâmple efectiv? Bineînțeles, președinția este doar prima luptă pe care trebuie să o câștigăm și odată ce îl înlăturăm pe Igor Dodon de la putere, care la moment este capul sistemului mafiot, deci el coordonează cele mai mari scheme de corupție din Republica Moldova, transformăm instituția președinției într-o instituție care să fie aliatul instituțiilor publice din Republica Moldova, să le ajute să se elibereze din captivitatea diferitor grupuri mafiote și respectiv să-și consolideze independența. Președintele are un rol în numirea judecătorilor, președintele este figura cheie în Consiliul Suprem de Securitate. Noi considerăm astăzi că corupția este și un risc major de securitate și prin instrumentele legale, evident, o să contribui la avansarea reformei justiției și la construirea unor instituții puternice de combatere a corupției. La următoarea etapă, evident, trebuie să curățăm Parlamentul. Parlamentul actual este rezultatul unor alegeri care nu au fost nici libere, nici corecte, organizate de Plahotniuc în 2019, după sistemul electoral mixt care i-a permis să distorsioneze voința poporului.
Și la următoarea etapă va trebui să căutăm și să găsim soluții pentru ca să avem alegeri anticipate în Parlament. Doamna Maia Sandu, regretați acea alianță pe care ați făcut-o anul trecut cu socialiștii și ați acces la putere? Ați fost acuzată că ați pus în acest mod Republica Moldova pe tava rușilor. Citez. Majoritatea pe care am format-o cu socialiștii era singura soluție reală prin care Republica Moldova a putut să scape de regimul lui Plahotniuc. Regim care a fost condamnat de toți și aici în țară și peste hotare. Nu a existat o soluție mai bună. Atunci când am luat această decizie, consultată pe larg cu susținătorii noștri, am știut că la etapa următoare va trebui să scăpăm țara de Dodon, dar era practic imposibil ca să luptăm cu ambii în același timp. Anul trecut am scăpat țara de Plahotniuc, în acest an vom scăpa țara de Dodon și vom începe să lucrăm pentru a rezolva problemele de zi cu zi ale cetățenilor. Cum ați văzut instituția prezidențială în cei 4 ani de opoziție? Igor Dodon a discreditat instituția președinției în perioada celor 3 ani de mandat, când Plahotniuc conducea din umbră cu această țară. Igor Dodon a stat închis la președinție, a primit cadouri de la Plahotniuc și există și probe video și nu s-a preocupat de nicio problemă a cetățenilor. Dimpotrivă, toți corupții pe care, sau oamenii corupți pe care Plahotniuc a vrut să-i promoveze în funcții de judecător au fost promovați de către Igor Dodon. Dodon a făcut jocurile lui Plahotniuc și atunci când a fost aprobat sistemul electoral mixt, sistem iarăși criticat pe larg și de societatea civilă din țară și de partenerii noștri de dezvoltare. În momentul în care am ajuns să conducem țara împreună, evident Igor Dodon și-a propus ca scop să preia el tot controlul în țară și să poată să-și realizeze planurile. Și așa cum am văzut în noiembrie 2019, a făcut un târg cu fostul partid al lui Plahotniuc, Partidul Democrat, și a preluat toată puterea. Ce-a urmat după, vedem cu toții. Este dezastru în toate domeniile și oamenii s-au convins că Igor Dodon nu este doar mincinos, corupt, trădător, dar este și incompetent. Cum vedeți viitorul Republicii Moldova dacă stânga condusă de actualul președinte va rămâne la putere, doamna Maia Sandu? Este un scenariu foarte trist pe care nu putem să-l admitem, nu avem dreptul să-l admitem, pentru că într-un asemenea scenariu, Republica Moldova nu doar că va rămâne într-o zonă gri, dar va pierde și puținii tineri care au mai rămas aici în țară, pentru că, așa cum spuneam mai devreme, foarte puțini tineri cred în viitorul lor aici acasă și fără oamenii apți de muncă, fără tineri, nu avem cum să construim o societate prosperă pentru toți și pentru cei tineri și pentru cei în vârstă. Politica externă este apanajul președintelui. Cum vă veți poziționa față de principalele forțe ale acestei lumi dacă veți fi președinte, doamna Maia Sandu? În primul rând, voi repara daunele pe care le-a produs Igor Dodon și aici vorbesc în primul rând de repararea relațiilor cu România, vorbesc despre îmbunătățirea relațiilor cu Ucraina. Evident că voi conta și voi căuta sprijin și din partea altor țări, în special din partea țărilor Uniunii Europene și a instituțiilor europene. Voi încerca să am un dialog constructiv și cu Federația Rusă, pentru că avem probleme serioase de rezolvat în raport cu Federația Rusă. Aici vorbesc despre conflictul transnistrean, în primul rând, dar și probleme care țin de exporturile noastre către Federația Rusă, de situația multor cetățeni ai Republicii Moldova care lucrează acolo. Voi încerca să am o politică care pornește strict de la o politică externă
să promovezi o politică externă care pornește strict de la interesul cetățeanului Republicii Moldova. Din păcate, nu există o soluție simplă și imediată pentru problema transnistreană. Dar sunt lucruri pe care le poate face Chișinău și aceste lucruri am început să le facem în perioada celor 5 luni de mandat. Și aici mă refer la oprirea schemelor de corupție și contrabandă. În perioada mandatului meu, în perioada guvernului pe care l-am condus, prin Transnistria nu au trecut deloc țigări de contrabandă. Deci am reușit să oprim contrabanda cu țigări în totalitate, lucru confirmat și de rapoartele Uniunii Europene. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că în momentul în care reușim să oprim sau măcar să diminuăm într-un mod substanțial schemele de corupție și contrabanda prin Transnistria, se va schimba variabila economică a acestui conflict. Pentru că știm cu toții că acolo niște oameni fac bani foarte mari și inclusiv o parte dintre acești bani ajung să sprijine financiar regimul de la Tiraspol. Și pe această parte, autoritățile de la Chișinău pot să obțină rezultate foarte bune dacă există voință politică. Și noi avem această voință politică. Pentru rezolvarea conflictului politic, în general, e nevoie de o oportunitate geopolitică, dar ideea este să ne pregătim atunci când apare această oportunitate geopolitică să putem să beneficiem de ea în totalitate. Doamna Maia Sandu, președintele Republicii Moldova este și comandantul suprem al Forțelor Armate. Cum vă vedeți din poziția asta de comandant al Forțelor Armate? Cum vedeți armata Republicii Moldova? În armată, așa cum și în multe alte domenii din Republica Moldova, lucrurile stau foarte prost. Și pe partea de finanțare, și pe partea de organizare. Și din discuțiile pe care le-am avut în perioada celor 5 luni de mandat, am reușit să înțeleg care sunt problemele majore pe care le putem rezolva. Dar tot începe de la oamenii care sunt numiți în funcție de răspundere, oameni care să facă ordine în fiecare domeniu și aici, la modul practic, vorbim despre oamenii care trebuie numiți în armată, așa încât să începem să facem reforma acolo. Ați lansat codul președintelui, un decalog, are 10 puncte și l-ați updatat la Republica Moldova sau este un decalog care poate fi aplicat după același model în toate statele lumii? Noi l-am făcut pentru condițiile Republicii Moldova, pornind de la îngrijorările majore și ale cetățenilor și provocărilor majore cu care se confruntă statul Republica Moldova, dar bănuiesc că multe dintre ele pot fi aplicate și pentru situația altor țări. Ați primit mesaje de susținere de la președintele Partidului Popular European, chiar v-a transmis un mesaj în limba română, mizați pe acest sprijin al Europei pentru dumneavoastră și pentru Republica Moldova? Acest mesaj este unul important pentru noi, pentru că ne confruntăm cu provocări mari, provocări la care s-au adăugat și problemele crizei sanitare și economice. Și pentru ca să depășim mai ușor aceste probleme, avem nevoie de sprijin din partea Uniunii Europene. Și da, eu sunt politicianul cu cea mai mare credibilitate astăzi în fața instituțiilor europene și da, eu să negociez în numele Republicii Moldova sprijin pentru ca să ajutăm și economia să depășească această situație dificilă și oamenii, în special oamenii cu venituri foarte mici. Asta trebuie să facă conducătorii țării și asta voi face eu. Din păcate, guvernarea actuală ne-a privat și de ajutoarele care au venit fără să fie solicitate, așa încât nici din partea Uniunii Europene nu am putut să beneficiem pe deplin de toate ajutoarele propuse și nici din partea altor finanțatori, donatori. Între timp, situația este foarte complicată în Republica Moldova. Doar în trimestrul 2, economia a descrescut cu 11% și evident asta are implicații foarte serioase asupra indicatorilor sociale, asupra nivelului sărăciei.
Doamna Maia Sandu, sunteți femeie înainte de toate și oamenii ar putea să fie un pic reticenți la un mandat de președinte femeie. În 2016 noi am demonstrat că Republica Moldova este gata să voteze masiv pentru o femeie, mai ales că noi suntem siguri că am câștigat aceste alegeri, acele alegeri, doar că nu am reușit să ne apărăm votul. Și apropo, în aceste alegeri ne confruntăm cu provocări noi, cu riscuri noi de fraudare a alegerilor. Dar votul din 2016 și discuțiile pe care le am cu oamenii în fiecare zi demonstrează că oamenii înțeleg că e nevoie de oameni onești la putere, buni profesioniști, și că pentru marea majoritate mai puțin contează dacă vorbim despre un bărbat sau despre o femeie, dacă vorbim despre un om mai în vârstă sau un om mai tânăr. Eu cred că societatea noastră este gata să voteze o femeie în fruntea țării. Credeți că pandemia de COVID-19 va afecta campania electorală și alegerile prezidențiale din 1 noiembrie? Bineînțeles că este mult mai greu decât altă dată. Există aceste riscuri de infectare. Noi avem un guvern extrem de irresponsabil care pur și simplu a scăpat situația de sub control. Nu a întreprins nici cele mai elementare măsuri pentru ca să țină numărul de îmbolnăviri mai mic, deci să reducă răspândirea acestui virus. Și acum există întrebări în raport cu capacitatea acestui guvern de a asigura condițiile necesare pentru ca oamenii să fie în siguranță atunci când merg la vot. E mai greu pentru noi, pentru că nu putem să organizăm întâlniri cu foarte mulți oameni și în Republica Moldova accesul opoziției la televiziune este foarte limitat. Între timp, Igor Dodon folosește toate resursele administrative și toate televiziunile pe care le are, și are multe, finanțate din bani murdari, și respectiv nu prea are nevoie ca să meargă să se întâlnească cu oamenii. Oricum, noi facem acest efort, este o provocare COVID-ul, dar, cum spuneam mai devreme, sunt provocări și mai mari pentru a organiza sau pentru a beneficia de alegeri libere și corecte. Și o să vă aduc doar câteva exemple. Din informația pe care o deținem noi, se pare că Partidul Socialiștilor, Igor Dodon, a capturat Comisia Electorală Centrală sau a obținut o majoritate la Comisia Electorală Centrală. Nu știm prin ce metode, dar deciziile care au venit în ultimele zile de la Comisia Electorală Centrală sunt foarte alarmante. De exemplu, una dintre decizii ne spune că partidele politice nu mai pot sprijini proprii candidați, inclusiv financiar, în această campanie. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că toate economiile pe care le-am făcut noi la Partidul Acțiune și Solidaritate și toate donațiile pe care le-am strâns cu greu de la cetățeni nu mai pot fi folosite în această campanie electorală. Practic, cecul ne cere să intrăm cu 0 lei pe cont în campanie, chiar dacă campania durează doar o lună, primul tur, o lună și jumătate întreagă campanie, și este foarte greu să primești, să reușești să colectezi bani mai mari și să finanțezi campania într-o lună. Altă problemă majoră pe care vrem să o semnalăm este intenția guvernării, cu ajutorul Comisiei Electorale Centrale, să fraudeze alegerile în secțiile de vot în Rusia. Ca să înțelegeți, până acum, cel mai mare număr de alegători în Rusia, cetățeni ai Republicii Moldova care se află în Federația Rusă, a fost de 8.000 de oameni. În acest an, Comisia Electorală Centrală propune să deschidă mult mai multe secții de vot și să trimită acolo 190.000 de buletine. Deci vedeți această diferență enormă între numărul real de alegători de la ultimele alegeri, de 8.000 de cetățeni, și 190.000 de buletine pe care Comisia Electorală Centrală vrea să le trimită în secțiile de vot deschise în Federația Rusă. Pentru noi asta seamănă mai mult ca un risc major de fraudare a alegerilor. Și, evident, aceste lucruri sunt foarte grave și ne îngrijorează chiar mai mult decât organizarea
alegerilor pe timp de pandemie. Mizați pe votul cetățenilor Republicii Moldova din România și din diasporă? Bineînțeles, și din România și din alte țări, și noi vrem ca toți concetățenii noștri din diaspora să aibă condiții bune de vot și să le se asigure deschiderea secțiilor de vot acolo unde oamenii locuiesc într-un număr mai mare și să fie suficiente buletine de vot, pentru că în 2016 am avut această problemă când foarte mulți oameni au stat la coadă ore în șir și nu au mai ajuns să voteze. Dar în același timp sperăm că nu se va ajunge la această fraudă, așa cum se pune la cale. Da, îndemnăm toți concetățenii noștri, indiferent dacă se află în România, în Italia, în Marea Britanie, în Spania sau în alte țări, să meargă la vot, chiar dacă în acest an va fi mai greu din cauza pandemiei.